Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și iată titlurile ediției. Centru de excelență în imagistică medicală la Brașov. O clinică privată a achiziționat un echipament ultramodern. Detalii imediat. Luna viitoare, absolvenții de liceu se vor putea înscrie la cele 18 facultăți ale Universității Transilvania. 9 persoane trăiesc într-o garsonieră din Brașov. Povestea lor mai târziu la știri. A fost panică aseară în localitatea brașoveană Lisa. 30 de persoane au fost evacuate după ce pensiunea în care erau cazate a luat foc. Cel mai probabil incendiul a izbucnit în urma unui trăsnet. Pensiunea cu 2 etaje și mansardă a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au fost mobilizate 3 echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Incendiul a fost lichidat înainte ca focul să se extindă. Au fost scoase toate bunurile din interiorul pensiunii. Intervenția a durat mai bine de 6 ore. Este cod galben de inundații în 11 județe, inclusiv Brașov. Avertizarea este valabilă până vineri la ora 16. Pe râurile din bazinele hidrografice Argeș, Ialomița, Prahova și Buzău, dar și râurile din Dobrogea, se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Fenomenele pot să apară pe unele râuri din județele Harghita, Covasna, Brașov, Prahova și Dâmbovița. Centru de excelență în imagistică medicală la Brașov. O clinică privată a achiziționat un echipament ultramodern care permite scurtarea timpului de scanare RMN, creșterea calității imaginilor și personalizarea protocoalelor pentru toate tipurile de investigații. De astăzi, brașovenii pot beneficia de cea mai performantă aparatură de diagnostic imagistic. Aparatura de investigații prin rezonanță magnetică permite evaluări de cel mai înalt standard medical, disponibil în acest moment în practica medicală. Inaugurăm un centru IRM, unul, cred că la ora actuală, cel mai bun aparat de pe piața brașoveană, de imagistică, cu ajutorul partenerilor mei din Siemens, oameni pe care îi apreciez foarte mult, care am dezvoltat o relație cel puțin în ultimii 2 ani de un adevărat parteneriat. Investiția a fost posibilă cu sprijinul unei firme germane în parteneriat cu reprezentanții clinicii private din Brașov. Am adus, să spunem, soluții tehnologice în domeniul computerului tomograf și a rezonanței magnetice, echipamente performante care să completeze câmpul de aplicații existent aici. Examinarea cu acest echipament RMN oferă medicilor mult mai multe informații referitoare la starea inimii, astfel diagnosticarea devine mult mai precisă. Faptul că îl avem în incinta spitalului și că bolnavii nu vor mai fi nevoiți să facă deplasări sau să aibă programări îndepărtate la alte centre este pentru noi foarte important. Tehnologia de ultimă generație oferă o scanare completă a corpului uman și examinări de mare acoperire și nu este necesară repoziționarea pacientului în cazul unor examinări multiple. Universitatea Transilvania își așteaptă bobocii. Luna viitoare, absolvenții de liceu se vor putea înscrie la cele 18 facultăți. Anul acesta, universitatea oferă 2800 de locuri bugetate și peste 3000 de locuri cu taxă. Numărul ofertelor de programe la licență de zi a crescut la Brașov față de anul trecut. La programele de master au fost introduse noi specializări. La alimentație și turism este singurul program de studii care va porni cu siguranță din această toamnă, un program nou acreditat anul trecut, dar care nu a pornit din toamna anului 2016. Pentru celelalte așteptăm apariția în hotărârea de guvern și nădăjduim să putem organiza cel târziu în septembrie admitere. Cristina și Alexandru, doi tineri care excelează la matematică și informatică, speră să obțină locuri bugetate la Universitatea Transilvania din Brașov. Ambii elevi își doresc performanță și muncesc din greu pentru acest lucru. Spun că sunt pregătiți pentru facultate și studiază atent ofertele universității. De-a lungul vremii m-am gândit la tot felul de activități și m-am implicat în foarte multe proiecte tocmai pentru am găsit o vocație și am realizat în decursul anilor de liceu că informatica este pentru mine. Evoluez în continuu pe acest domeniu, în domeniul tehnologiei. Mă gândesc la Facultatea de Informatică din Brașov, mecatronică, sau dacă nu, chiar la București, la automatică.
În privința taxelor, cele de școlarizare pentru cei care nu prind un loc bugetat la cele 18 facultăți din Brașov rămân neschimbate, de la 2.500-2.700 de lei, între 3.900 și 4.200 de lei la medicină și 5.500 de lei la muzică. S-au mărit, în schimb, taxele de înscriere. În funcție de facultate, la înscriere, candidatul trebuie să plătească între 150 și 200 de lei. Cei interesați se pot înscrie și online. Trebuie doar să accesați pagina universității unitbv.ro, secțiune admitere. Orice elev își dorește ca după finalizarea studiilor să se angajeze în domeniul pentru care s-a pregătit. De multe ori însă acest lucru nu se întâmplă. Există totuși o șansă. Elevii care termină clasa 8-a pot urma o școală profesională. Acum există unități de învățământ care le asigură cursanților și perioade de practică în companii de renume. Mai mult, la finalizarea studiilor, elevii au și un loc de muncă asigurat. Meseria brățară de aur, o vorbă veche, dar care înseamnă mult chiar și în ziua de astăzi. Deseori, marile firme se plâng că nu găsesc oameni calificați pentru posturile pe care le oferă. Cea mai mare problemă este în meseriile tehnice, acolo unde numărul celor calificați a scăzut dramatic în ultima perioadă. De câțiva ani, marile companii din Brașov s-au oferit să sprijine învățământul profesional. Mai exact, au apărut școlile profesionale duale, unde elevii urmează cursurile teoretice, dar fac și practică în fabricile care ulterior îi angajează pe viitorii absolvenți. Un exemplu este școala profesională Kronstadt, un sistem care s-a dovedit rentabil și care a fost preluat și de alte orașe din țară. Mi-a plăcut faptul că imediat după acești 3 ani firma te angajează. Îmi place că vor să îi facă pe elevi, pe copii să fie independenți încă de mici și asta este un lucru important, pentru că în zilele noastre mami și tati nu o să fie la tot pasul. Cu practica o întâlnim foarte bine, ne descurcăm, suntem mulți, învățăm foarte multe chestii la practică, deci același lucru și la teorie aici la școală cu domn profesor. Elevii școlii profesionale Kronstadt fac practică la marile companii care sunt partenere cu unitatea de învățământ. Practic, la finalizarea studiilor, fiecare absolvent are posibilitatea de a se angaja la una dintre firmele mari din Brașov. Bineînțeles, există și beneficii pentru elevii care aleg să urmeze cursurile școlii profesionale. Care sunt avantajele lor? În primul rând, beneficiile financiare, absolut clar. Bursa de 400 de ron, transport, masă, cazare. Dar și pentru tineri, absolut clar, 3 zile de practică în companiile noastre la tehnologii moderne și doar 2 zile pe băncile școlii. Faptul că elevii brașoveni urmează o școală profesională nu înseamnă că pe viitor nu pot absolvi și alte forme de învățământ superioare. Marile companii din Brașov chiar îi sprijină pe absolvenții să meargă mai departe. Școala profesională Kronstadt este la cea de-a 4-a promoție. Până acum, toți cei care au urmat acest sistem de învățământ profesional dual și-au găsit un loc de muncă după terminarea studiilor. În perioada următoare, mai exact între 12 și 16 iunie, dar și între 26 și 30 iunie, va începe o nouă etapă de înscriere la această unitate de învățământ. Durata de pregătire este de 3 ani. Știrile Brașov TV continuă cu informații pe scurt. Județul Brașov, fruntaș la tăierile ilegale de arbori în 2016. Potrivit unui raport Greenpeace, România, cele mai multe cazuri identificate de tăieri ilegale de arbori anul trecut au fost înregistrate în județele Mureș, Brașov și Olt. În Brașov au fost 664 de cazuri, ceea ce reprezintă 7% din tăierile ilegale de copaci la nivel național. În Mureș, 1057 de cazuri, 11%, iar în Olt, 605 cazuri, respectiv 6%. Sancțiunile depășesc 33 de milioane de lei. Înlocuirea voucherelor de vacanță cu prime în bani va duce la evaziune fiscală, deoarece nimeni nu va putea să verifice 1,2 milioane de deconturi, iar banii nu vor ajunge în turism, a declarat președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism, Alin Burcea. Potrivit unui proiect de lege, de la 1 decembrie 2018, voucherele de vacanță vor fi înlocuite cu prime în bani. Ele se vor acorda lunar. Potrivit lui Alin Burcea, nimeni nu va putea verifica ce vor face oamenii cu banii și, cu siguranță, sumele nu vor ajunge în turism. Introducerea tarifelor de referință pentru polițele RCA începând cu 19 mai a dus la o temperare a creșterii prețurilor, dar le-a lăsat totuși o portiță asigurătorilor pentru a putea jongla după bunul plac cu acestea. Așa se face că pe piața asigurărilor RCA și-a făcut loc o nouă situație. Tariful pentru o poliță încheiată pe 6 luni să fie egal cu cel încheiat pe un an de zile. 70% din cei 6 milioane de șoferi cumpără polițe pentru o perioadă de 6 luni. Câștigul companiilor de asigurări din acest joc speculativ este evident.
Pentru a patra zi consecutiv, moneda europeană a fost cotată la același curs, mai exact 4 lei și 56 de bani. Dolarul american valorează 4 lei și 06 bani, iar francul elvețian costă 4 lei și 20 de bani. Gramul de aur a ajuns la o valoare de 167 de lei și 91 de bani. Procedurile legislative complicate îngreunează misiunea autorităților atunci când vine vorba despre modernizarea drumurilor județene. Procesul de achiziție poate dura și câteva luni. Chiar și așa, în ultima perioadă, Consiliul Județean a depus mai multe proiecte pentru modernizarea unor drumuri. Pentru unele, ar putea primi finanțare de la Uniunea Europeană. Este vorba despre așa numitul drum de sub munte, care face legătura între Șinca și Cârțișoara pe o distanță de 50 de kilometri. Pentru el s-a cerut o finanțare de 30 de milioane de euro, însă depunerea proiectului nu a fost deloc ușoară. Există contestații la fiecare dintre drumuri, este cadrul legal. Practic, o procedură de achiziție la nivelul fiecărui drum este de cel puțin un an de zile, dacă stăm să ne raportăm și ce înseamnă partea de a merge în instanță și de a obține o sentință definitivă. Tot cu fonduri europene, Consiliul Județean vrea să modernizeze și drumul care face legătura cu județul Covasna, între DN12 și DN13. În planurile instituției mai intră eficientizarea energetică a spitalului de pneumo din Sânt Petru, dar și a maternității Brașov. Pentru acestea au fost depuse proiecte de 8 milioane de euro și spitalul de neurologie din Brașov ar putea intra într-un proces de modernizare tot cu bani de la Uniunea Europeană. Suma solicitată a fost de 5,5 milioane de euro. Noile generații de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov duc mai departe performanța. Săptămâna aceasta, tinerii claselor a 11-a au adus acasă premiul cel mare de la competiția internațională de informatică All Stars din California. Meritul lor a fost pe deplin răsplătit, iar profesorii de la centrele universitare din străinătate le-au oferit burse, dar și oportunități de studiu în universități de prestigiu. De 16 ani, elevii Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil participă la prestigioasa competiție ce reunește cele mai bune echipe de tineri informaticieni din lume. A fost o experiență de neuitat, sincer. Această performanță probabil o să ne deschidă uși noi în viitor și totuși n-a fost un concurs ușor. Pentru această competiție, pregătirea începe încă din luna septembrie, iar până în martie se dau 4 probe online. Echipele care obțin punctajele cele mai mari ajung în America, iar în finală nu este tocmai ușor. 3 ore au la dispoziție echipele să rezolve problemele date și apoi susțin și o probă teoretică. Din Colegiul Brașovean, echipa care a participat la categoria intermediari a obținut locul 5 din 25 de echipe participante. Rețeta succesului, munca asiduă în orice caz. Trebuie să fim concentrați, să nu ne pierdem motivația și să muncim până atingem ceea ce ne propunem. Sunt foarte mândră pentru că noi ne așteptam să obțină locul întâi și anul trecut a obținut locul întâi și anul acesta. Echipa de seniori a obținut locul întâi. Muncesc foarte mult și ne bucurăm că munca lor a fost recunoscută, a fost răsplătită. American Computer Science League este liga ce organizează concursuri în domeniul informaticii pentru elevii de liceu, fiind recunoscută ca una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale. Direcția de Servicii Sociale și Biserica Adventistă ajută persoanele cu o situație materială precară din municipiu. Este și cazul familiei Călin. 9 suflete trăiesc într-o garsonieră de pe strada Laminoarelor. Își duc traiul de pe o zi pe alta. Până de curând dormeau pe jos. Acum au primit mobilier și un aragaz de la DSS. Familia Călin are 2 fetițe gemene în vârstă de 2 ani. Una este foarte bolnavă și nici măcar nu se poate deplasa. Are nevoie urgentă de operație. În grijă mai au un băiat de 11 ani și o fată de 22 de ani. Cheltuielile lunare depășesc 1000 de lei. Cheltuieli mari, numai pe pampersi, pe fetița bolnavă care am gradul 1, tratament, pampersi, câte 2 baxuri, mâncare la copii, să plătești lumină, gaz, apă, ce-i nevoie, rămân câteodată, sunt zile când avem pâine în caz. Mi-e greu, dar ce să fac, mă descurc cum pot. Sincer să vă spun, cu mâna pe inimă, vă jur, suntem
nemaipomeniți de... Foarte rău ducem. Mi-e rușine să spunem, dar mă, asta e un adevăr. Toți trăiesc într-o locuință primită de la Rial. Cu greu fac rost de bani de mâncare. Am uitat din mâncare, nu am... Și am niște ciorbă făcută aici, de două zile ciorba asta. Asta e mâncarea care o avem. De curând au primit de la Direcția de Servicii Sociale și Biserica Adventistă bunuri în valoare de aproape 2500 de lei. O canapea, un aragaz, saltea, pături și jucării. Nici alte familii cu probleme nu au fost neglijate. Au fost 6.000 de lei care le-am utilizat pentru soluționarea la 4 cazuri, prin achiziție de mobilier, medicamente, alimente. Biserica Adventistă de ziua 7-a a ajutat financiar cu bunuri în valoare de 20.000 de lei două familii. Am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor concrete din societate și anume să ajutăm diferite familii în situații de risc. Familii în care componența este numeroasă, mulți copii, sau familii cu persoane cu dizabilități. Cei care doresc să ajute familiile cu situații dificile o pot face prin intermediul Direcției de Servicii Sociale, care are sediul pe strada Panselelor. Un substantiv cu două forme de plural și multe bătăi de cap. Deși există mai multe explicații cu privire la folosirea pluralului corect pentru acest substantiv, cei mai mulți dintre noi nu suntem pe deplin mulțumiți. Așadar, când folosim nivele și când este corect niveluri? Aflăm astăzi la rubrica de gramatică. Bun găsit! Știu că vă plac mult pluralele, așa că astăzi ne ocupăm din nou de ele. Pluralul substantivului nivel. Este foarte interesant și veți afla astăzi și de ce. Care este forma corectă? Nivele sau niveluri? Aflăm la rubrica de gramatică. Rămâneți alături de noi și haideți să vedem ce ne răspund brașovenii. Bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri? Care e varianta corectă până la urmă? Nivele. 4 nivele. Corect, consider că este bloc cu 4 nivele. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, pe scurt DOM, ne-a scăpat de această problemă. Astfel că putem spune și bloc cu 4 nivele, dar și bloc cu 4 niveluri. Se mai poate spune și să discutăm la mai multe nivele sau la mai multe niveluri. Cu toate acestea, dacă ne uităm într-un dicționar explicativ, găsim două forme de plural pentru nivel, iar pentru fiecare avem un concept diferit. De reținut totuși că DOM este cel care impune norma, deci orice ar scrie dicționarele explicative, pentru formele acceptate într-un anumit moment, se iau în considerare referințele din DOM. Bloc cu 4 nivele. Bun, perfect. Și tu cum consideri că este corect? Niveluri. Bloc cu 4 nivele sau bloc cu 4 niveluri? Cum considerați că este corect? Băi, după mine sunt bloc cu 4 niveluri. Cu 4 nivele. În concluzie, având în vedere că în prezent ne raportăm la regulile stabilite prin DOM, aveți libertatea să folosiți ambele variante de plural, indiferent de semnificația pe care o dați cuvântului. Toată lumea mulțumită, sper, cu cele două forme. Aici se încheie rubrica noastră de astăzi. Eu vă dau întâlnire și pe săptămâna viitoare. Rămâneți cu ochii pe Brașov TV și nu uitați, împreună scriem și vorbim mai bine. Veste tristă pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Municipalitatea nu mai are voie să organizeze nunta de aur. Totul din cauza unei ordonanțe care interzice ca din bani publici să se plătească protocolul pentru evenimente de acest fel. La Brașov, primăria a organizat 16 ediții ale nunții de aur din 1999. Grupul de consilieri locali PNL va suporta cheltuielile de festivitate a sărbătorii nunții de aur, iar după aceea, prin reprezentanții noștri în Parlament, vom încerca să schimbăm să amendăm această ordonanță 26 din 2012. La ediția din 2015, primăria a organizat nunta de aur pentru 300 de cupluri. 10.000 de lei costă organizarea evenimentului. Consilierii PNL promit că anul acesta nunta de aur va avea loc înainte de Crăciun.
Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știraron@brașovtv.com. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!